Salut și bine te-am găsit! Sunt Bruno Medicina, trainer, coach, autor sau cum deseori mi se spune, omul care aduce performanța. Și data fiind că unul dintre aspectele mai importante a unei performanțe este alinierea, cum deja am vorbit, asta e chiar tema de astăzi. Cum am deja zis, în orice sistem, pentru că de fapt ce este un sistem, un grup de resurse îndreptat spre un obiectiv, deci o firmă este un sistem, o echipă de fotbal este un sistem, noi suntem un sistem, pentru că ficatul este un sistem, adică tot ce este o structură complexă este un sistem. E și noi facem parte de multe sisteme. Bine, când într-un sistem toate părțile sunt aliniate spre aceeași obiectiv, cum ar fi o firmă, cum ar fi echipa de fotbal, e clar că rezultatele sunt maxime și efortul este minim. Pe cât dacă există conflicte, dacă fiecare trage într-o direcție diferită, lipsește alinierea, e evident, rezultatele nu vin și efortul este maxim. Deci asta trebuie să fie evident. Dar, data fiind că noi orice sistem face parte de un sistem mai mare, noi suntem un sistem atunci cum facem parte din familie, facem parte din firma, facem parte din societate, e trebuie să înțelegem cu ce este convenabil să ne aliniem. În momentul în care noi otarim că totul este un sistem, deci țara este un sistem, pământul este un sistem ecologic, dar întregul univers este un sistem. Și, de fapt, acest sistem este un grup de resurse îndreptat undeva. Dacă vi se pare că spun ceva foarte mistic și discutabil, vă reamintesc că asta înseamnă cuvântul univers. Univers. O direcție. Deci, universul are o direcție. Apoi noi trebuie să găsim care este. Și, de fapt, direcție este sinonim cu sens. Toată lumea știe. Și sens este sinonim cu semnificație. Deci, universul are o direcție, o semnificație și universul are un sens. În momentul în care noi ne aliniam cu acest sens, cu această direcție, cu această semnificație, și viața noastră capata un sens. Pentru că putem să fim siguri că în momentul în care noi ne îndreptăm undeva, dar nu ținem cont de alinierea cu sistemul superior, o să facem o groază de eforturi și nu vom avea nici un rezultat. Și asta este într-adevăr legea atracției. Pentru că unii au personalizat conceptul ăsta și au pus la mijloc cu toate feluri de zeitați despre care trebuie să te rogi, de ingeri, de diavoli. Eu nu vreau să intru în discuția asta. Dar știu că anumite chestii funcționează, anumite legi există. Dar partea interesantă că dacă tu nu cunoști legile, ele acționează la fel. Adică de un punct de vedere empiric, a venit Newton și ne-a spus cum este legea de gravitație universală. Dar nu era nevoie de Newton pentru a înțelege că dacă zbori din balcon, cazi jos. Ok? Deci, noi acum avem niște legi care am verificat empiric, care dau niște rezultate puțin plăcute. Ok? Dacă ne gândim un moment, uneori noi ne gândim că uneori biserica ne interzice niște chestii pe care le consideram plăcute, dar de fapt îl face spre binele nostru. Pentru că dacă biserica spune nu te droga, nu te îmbeta, nu fura pentru că oricum nu stai bine, adică toată o serie de chestii care sunt interzise, de fapt sunt interzise pentru că de un punct de vedere empiric s-a verificat că pe termen lung nu dau rezultate bune. Deci, dacă există un secret de orice performanță, este alinierea cu sursa superioară. În momentul în care eu mă gândesc la performanță, mai de business trebuie să aliniat cu piața. Dacă vreau să fiu aliniat la să am performanța în sport, trebuie să fiu aliniat cu echipa. Dar dacă vreau să cresc într-adevăr
de la un anumit nivel spiritual, trebuie alinierea cu o sursa superioară, că de fapt e cea exact ce ne învață biserica. În momentul în care noi spunem să se facă voința ta, înseamnă acceptarea legile lui Dumnezeu sau legile Universului. Partea interesantă că noi dăm voie la chestia asta, dar nu poate fi diferită. Adică, chiar dacă noi acceptăm să se facă voința ta sau nu acceptăm, tot se face voința Universului. Deci, mai bine să cunoaștem legile universale și să le aplicăm în loc să meargă împotriva noastră. O zi plăcută în continuare!